Dumnezeu și bine m-a găsit la proptul online pe exercițiu de matematică. Ce capitol are pe viteză? La geometrie. Geometrie. Variante pentru teză, da? Variante pentru teză, subiect, da. Pentru teză. 1. Fie puncte A, B, C și D coliniare, în această ordine. A, B, C și D coliniare. Da. Astfel încât AD egal cu 7 cm. AD egal cu 7 cm. AB egal cu 2 cm. AB egal cu 2 cm. BC egal cu 3 cm. BC egal cu 3 cm. A. Realizat un desen conform datelor problemei. Și B. Arătați că AB e congruent cu CD. Deci. Întâi facem desenul și pe aceasta arătăm că AB e congruent cu CD. Desenul. Lamina. Și pe urmă B. AB congruent cu CD. Și avem și C. Demonstrați că segmentele AD și BC au același mijloc. AD. AD și BC. D și BC au același mijloc. Au același mijloc. Mijloc. Zicem. Hai, Davide. Zi tu. A, scrii. Hai. Dar ia zi tu. Facem un segment. Aveți 2 cm. Deci, pur și simplu... Facem una de 7. Da, voi lua de 2 cm. Voi numărați, că știi, puteți. Da. Am impresia că 2 pătrățeli, nu e un centimetru, domn profesor, sau cum... Da, 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 da. 2 pătrățeli. Deci, A, B. 2 cm. Apoi BC. BC de 3 cm. Un pic mai lung eu. Da? Voi socotiți acolo, nu știu. Vă uitați exact, măsurați. Iar AD, tot AD-ul... AD-ul e 7 cm. Deci a făcut 2, a făcut 3, mai fac de rezultă că și eu de o să fie 2 cm. 2 cm, sigur că da. Adică de tabe. Da. D. Și asta este faptul calculul 2 cm. Și acum o să mergem la punctul A, ai făcut. Mergem la punctul B, care o să fie și el. A, B, că CD este făcut deja. Deoarece A, B... Dar cum scriem? A, B, plus B, C este egal. Deci, David, cum redactăm pentru punctul B? Aveți fi că CD. Congruent. Știi că AB e 2. Trebuie să-ți scoși și CD de 2. Păi știu că CD egal cu... nu, da, CD egal cu AD minus AB minus BC. Deci, corect. CD este egal cu AD tot minus AB și minus BC. Sau minus pe lângă AB plus BC, da? Da, mai bine minus AC, că noi știm exact cât e AC-ul. Nu-l avem aici în ipoteză. El zice bine. Minus AB, minus... Da, da, minus, minus. Știi el? Păi da, scade din tot AB-ul. Da, scade prima dată și atrage o abur. Deci, din tot de 7, să spuneți minus AB plus BC, da? Da. Minus 4, minus 3 și minus 2. Și face cât? 2 face cm. 2 cm. Asta trebuie redactat. Poți să redactezi eu la ce? Te rog. Deci trebuie să arătăm că AD și BC au același mijloc și o să scriem că AB este egal... Cum gândim totuși să-i facem strategia? Păi, dacă o să împărțim pe BC în 2, în da, două părți, da. Și o să fie la 1,5. Punctul M. Împărțim punctul M, eu am nevoie de punctul M atunci... Deci, cum zicem? Împărțim pe BC. Zicem așa. Adică mai întâi facem pe fie mijlocul lui BC, astfel încât B nu este egal cu M. Rezultă atunci. Da. Fie mijlocul lui BC, atunci rezultă că B nu este egal cu M. Egal cu M. Și noi știm de la punctul B că A, B egal cu cât D. A, B egal cu cât D. De la da, am aflat. A, B. De egal cu CD. Da. Și de unde rezultă că, pe dacă... Așa nu scriem în centimetri? AB egal cu CD și egal cu 2 cm? Cum e egal cu M și egal cu 1,5 cm? Spune aici 2 cm, corect. Și aici înseamnă este egal cu BC pe 2, ca să-ți înțeleagă BC ăștia. Egal cu 1,5 cm. Și de aici rezultă că o să scriem că
AM este egal cu BC plus... AM este egal cu AB plus BM și că MD este egal cu MC plus... Deci, cu alte cuvinte, să tragi în linii și le adună cu ăsta. Corect. Că AB plus BM se leagă. AB plus BM. AB plus BM este egal cu... CD plus MC plus... MC plus CD. Da. Da. MC, MC plus CD, ca să apară litera de legătură de pe cele două segmente. Și egal cu, dacă vreți. Și acum, asta înseamnă că AB, știam cât este 2. Plus 1,5, nu? Egal cu 1,5 plus 2. Și asta înseamnă că... Mâini mijloc. Rezultul din asta cu mâini mijloc? Da. Uite ce spune. Spune-mi că AM, așa trebuie să spune, da? Din cele două, rezultă că AM... Egal cu MD. Egal cu MD. Da. Și egal cu... 3,5 cm. Și cum B era mijlocul, M era mijlocul BC, și... iau cum e M mijlocul și luade. Și, ca să fie M mijloc. Da. Și am reușit că M... mijloc, fiică A, M egal cu M, D, înseamnă că M mijlocul lui A, D. Mai revedem o dată. Ce, important ce redactăm. Corect. Că vedeți, voi puteți face problema foarte repede și ați înțeles-o bine. Dar că spune, să se arată ca același mijloc. Înseamnă că plecăm cu mijlocul unui segment. Și îl notăm de un punct. Da, și trebuie să ajungem la mijlocul celuilalt segment. Ai zis, Davide? Bun. Deci, insist. Foarte important scrisul de data aia. M, mijlocului BC. Fiind în mijlocului BC, înseamnă că BM, traduce înseamnă mijloc, BM este că M, că, și egal cu BC pe care am știut pe 2 și 1,5. De pe de altă parte, e de parcă aș aduna, el fiind aici, mijloc, aduci în stânga și în dreapta același lucru. Normal. Da? Pe A, B și CD. Și atunci știam că A, B este că CD. Asta e tehnica de lucru. Se pleacă în mijlocul segmentului și se adună în margini același lucru, stânga-dreapta, și atunci e în mijlocul și acelui alt segment. Asta am făcut noi aici. Am adunat stânga-dreapta 2-2 și atunci s-a închis A, M, cât M, cât, cât M, D. Și iată, în felul ăsta, avem mijlocul semnul grade. Ai înțeles, Daniel? Cum redactezi? Da. Bine. Deci, care ideea? Să ia mijlocul unui segment și ajungi la mijlocul celuilalt segment. Asta. Bun. O problema următoare de la punctul ăsta. Mai e greuță puțin. Să zicem așa. Mai de dificultate. Avem așa. Bizectoarele a două unghiuri ascuțite adiacente, a OB și BOC, formează un unghi de 62 de grade. Deci bisectoarele a două unghiuri adiacente și ascuțite. Ce înseamnă adiacente? Unghiuri adiacente. Asta? Sunt două unghiuri vecine. Vecine, da. Pe cam să-i nebunesc asta. Da, deci două unghiuri vecine. Vecine, bun. Deci spunem două unghiuri adiacente. Bisectoarele a două unghiuri ascuțite adiacente, a OB și BOC. A, A, O, B. Care e latura din mijlocul B? A, O, B și B, O, C. A, O, B și respectiv B, O, C. Dacă sunt vecini, stau cu O, B la mijloc undeva, adică în interior. Era luată ascuțite cam în două. Nu le luați egale, domnule. Da, asta vreau să fac. Da. Atenții. Da. Intrăm în particular. Da. Deci, unghiuri ascuțite, asta așa. Și acum, bisectoarele celor două unghiuri, faceți cu badam. Bisectoarele celor două unghiuri, formează unghiuri 62 de grade. Ce înseamnă asta? Adică că o să notăm o bisectoare. Ducem întâi, facem o bisectoare a unghiului AOB. Și o să notăm cu XX. O X, da. Nu, ea zice XX că bisectoarea împarte unghiul în două unghiuri. Așa, bun. Foarte important. O, M, atunci. Deci aici să spunem X și în partea asta altea X, da. Și apoi, da, și acum și ce OB-ul tăiem, pentru că aș dreapta X. Nu, O, X, nu, dar tot în profesor, haideți să notăm O, M și O, N atunci, dăm O, M. O, M, O, M, așa, și O, N acolo. Și O, N cealaltă, da.
O duceți frumos. Orient cealaltă bisectoare, am făcut cu altă culoare. Aici anotăm cu X, Y și Y. Așa, Y. Și care este unghiul format de cele două bisectoare, copii? Și ăsta stați puțin să anoteze cu N. Nu, care este? Ia zi. Este Y plus Y. Care? Nu, nu, nu. Dintre litere. N, O, M. Corect. Acea, acel unghi este de 62 de grade, domn profesor. Asta aveți, da? Da. Puteți să scrie și în ipoteză. Măsura unghiului, nu? Haideți să scrie. De s-a dat acest lucru. Ce mai avem dat în ipoteză? Asta. Măsura unghiului O, M. O, M. Bisectoarea unghiului. Bis. Lui B, O, A. Lua O, B. A, O, B. Și O, N, bisectoarea? Și ori e bisectoare. Pe B, O, C. Și măsura unghiului M, O, N. Și mai am că măsura lui M, O, N. 62 de grade. Egal 62 de grade. Bun. A. Aflați măsurile celor două unghiuri dacă măsura unuia este cu 30 de grade mai mare decât măsura celuilalt. Deci am aflat măsura unghiului... Măsura lui A, O, B și al B, O, C. Știm că... Egal. Măsura unuia este cu 30 de grade mai mare decât măsura celuilalt. Măsura unuia este cu 30 de grade mai mare decât a celuilalt. Cum e la noi? Măsura de OC este mai mare. De exemplu, măsura lui OC plus 30. Dacă e lui OC care îl văd mai mare plus 30, nu prea arată desenul. Hai după desenul. Nu, A, O, B este egal cu B, O, C minus 30. Ori așa, ori lui A, O, B adăugăm 30 ca să duc la celălalt. Da, că ăla e mai mare. Păi, măsura lui A, O, B, îi zis bine, Daria, da? Îi zis bine că le-ai mai puțin. Da. Și am zis, lui îi ți-l adăugăm surplus așa. Deci plus 30 de grade, nu? Da, da. Este egal cu măsura lui B, O, C. B, O, C. Bun, asta era la punctul A. Punctul B. Realizați un desen conform măsurilor aflate. Da. Acum vor după măsură? Vor, exact. Exact, la B. Și la C, determinați măsura unghiului format de bisectoarea unghiului AOB cu semidreapta OC. Cu? Deci determinați măsura unghiului format de bisectoarea lui AOB, adică care este măsura unghiului format de bisectoarea lui AOB? Cu O, N și nu O, B? Nu, lui AOB. Lui AOB, bisectoarea. Cu O, M și nu O, B. O, M. Bă, O, M e unghiul. Împarte unghiul în două unghiuri congruente. Deci, măsura unghiului format de bisectoare cu semidreapta OC. Cu OC. O, M. O, M cu OC. O, M cu OC. Și atunci, păi, unghiul este M, O, C. Asta cere la punctul, da, C. Deci, la A am la B desen. B desen. Și la C, măsura unghiului M, O, N. Măsura lui M, O, N. Interesantă problema. M, O, pardon. Interesantă problema. Ia să vedem cum o gândesc. Analiza nutritiv. Cu foarte mult de gândire. Deci, mola este format din X plus Y. Și egal 62 de grade. De unde rezultă că și celălalt X cu celălalt Y 62 de grade. De unde rezultă că tot unghiul QOA este egal cu 124 de grade. Ia să vedem, David, tu ești de acord? Eu am îndoieli. Că O, păi știm că unghiul nu am, da, egal, da, cu 62, da, și un fel de că O, A... Dar nu mă din cine informat. Cu O, N, din cine din informat? Din Y și X. X plus Y. Da, și acum că O, A e format dintr-un Y și un X, adică 62 de grade. Tot 62. Deci tot 62 de grade, nu ne-a... Nu ne-am păcărit, nu? Este corecția gândită, Daria. A lui A, okay. Și eu, și eu sunt de acord, da, acum. Ne-am de acord. Mergem la Darie. Deci Daria spune așa. M, O, ne-ai dat. 62 de grade. Da. Și atunci, cum e un X plus Y, că a rămas cu marginea încă un X plus Y, deci în total... Măsura lui A, O, C este de 124 de grade. Nu știu ce ne ajută, dar am scris-o acolo, poate ne ajută. Stai să vedem. Deci... La A? Da. Mai citesc o dată? Da. Nu ni cere al lui A, O, C. Uite ce ni cere, al lui A, O, B și al lui B, O, C. Știind că. Vezi? Uite la A. Deci aflați măsura lui A, O, B și măsura lui B, O, C. Încă eu am înțeles că trebuie să aflu unghiul N, O, B și B, O, M. N, O, B. Asta nu înțeles din ce. Și B, O, M. Nu, da, nu, uite, uite ce scrie. Da. Deci aflați măsurile celor două unghiuri, adică da, de A, O, B și B, O, C, dacă
Măsura unuia este cu 30 mai mare decât măsura celuilalt. Deci de la asta plecăm, de la relația asta, eu zic, da. Hai să ne întoarcem, să vedem problema. Deci ceea ce am putut noi spune este că, după o discuție purtată așa, că tot unghiul AOC, tot unghiul AOC ar fi de 124 de nu știu dacă ne ajută, dar e bun. Deci este, am raționat ce am pornit problema. Așa, doamn profesor, pot să încerc să mai așa. La punctul A, deci măsura lui AOB plus 30 este egal cu măsura lui BOC, îl scriem pe AOB ca X plus X, adică 2X plus 30. Deci, tu te întorci acum și în loc de AOB pui 2 de X. Da. Are dreptate, da? Și în loc de BOC, se pune 2 de Y. Adică transform, o valorificăm pe asta. Da, corect. O să scriu că 2 X de acolo. Stop. Hai să ne întoarcem. Să vedem și faptul că am gândit că sunt unghiul tot e 124. Da, și că X plus Y și 62. Și că X plus Y și 62 e foarte important. Foarte important. Deci, începem cu A mic. Și spunem așa. Plecăm de la M în 62 fi dat. Exact. M, O, nu, măsura. Hai să plecăm la bisectoare mie. Hai. Deci O, M, O, M. Bisectoare, vorbește David de cred. Hai, David, tu. Omul bisectoare a unghiului A, O, B. A, O, B. Și atunci rezultă că măsura unghiului, măsura unghiului A, O, B este 2X. Da, 2X. Măsura unghiului A, O, B egal cu 2X. Așa, după desen, dar n-avem redactat aici. Eu aș fi scris sau... Ține în minte chestia. Bun. Dacă e bisectoare, spune că parte unghiul lui. Da. Măsura lui adică B, o... Măsura lui A, O, M. Măsura lui A, O, M. A, O, M. Egală cu măsura lui M, O, B. Și egală cu X. Da. Egală cu X. Bun. Păi de desubt, cealaltă problemă. O-n bisectoare, unghiului cărui unghi, lui B, O, C. Și atunci... Măsura lui B-O-N. B-O-N. Egală cu măsura lui N-O-C. Și egală cu? Măsura. Și egală cu Y. Perfect. Și egal cu Y. Și măsura lui, măsura bună. Lui, bună, egal cu X plus Y, că acum e notat acum, egal cu, cum zicem David, egal cu, măsura lui, M, O, B, măsura lui, M, O, B, plus măsura lui B, O, N. Da. Și egal cu X plus Y. Și egal cu 62 Y. Și egal cu 62 de grade. Și acum avem clar că X plus Y fac 62 de grade. 62 de grade. Bun. Da, X plus Y da. 62 de grade. Vedeți? Este punctat clar acum. Iar unghiul A, O, C, apropo de ce ne-a propus, deci, măsura unghiului A, O, C. Egal, Davide, cu cine? A, O, C, tot. Acum vreți în X sau vreți în unghiul? Spune-mi din cine este compus. Hai, da. Măsura lui... A, O, B, zicem, sau toate unghiurile? A, O, B. Da, ce vezi atenția? Da. Nu, sau spun direct A, O, M, O, B, B, O, N și nu... Nu, 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 e prea mult lălăiat. Nu, A, O, B, Davide. Măsura lui A, O, B. Egal cu măsura lui A, O, B. Plus măsura lui B, O, C. B, O, C. Și egal acum mai departe. A, O, N din C. Câți? 2X. 2X. Plus 2X. Egal cu 2X plus 2Y. Și egal, David, de mai departe. Cu 2 pe lângă. X plus Y. Da, și că egal cu? 142. Nu, 2, 162. De grade și face 124. 124 de grade. Nu știu dacă ne-o folosi, dar vedea. Nu știu dacă ne-o vedea. Este exact ce am gândit înainte. Nu, și am aranjat așa și acum avem scris așa. Corect. Bun.
scris invers, dar nu mai contează. Ce, ca ordine acolo? Nu, David, de pe care e greșit, am scris invers, dar nu contează. Bun, și acum să-i statăm relația care este dată. Asta, asta este. La OB, Davide. Asta este. Luăm măsura la OB, acum putem să scriem 2X? Da. Loc de AOB, puteți 2X. Zice 2X, că este redactat, da? Da. Da. Deci vine 2X plus 30. Egal 2Y. Egal 2Y. Egal cu BOC, nu? Da. Măsura lui BOC, care înseamnă 2Y. Y. Y. Și pe de altă parte avem X plus Y? A, zi, David. Mai întreb, doar erați în X și Y. Păi știm că X plus Y egal cu 62. Deci punul sub ea, X plus Y, egal cu 62 de grame. Cum și acum, să gândim. Dar ce ai de gând să faci? Păi am spus că 2X plus Y, așa. Și știu că, de sus, de acolo, știu că X plus... Deci, împărțim totul prin 2. 2x plus 30 este egal cu 4. Așa, cam peste tot 6. Împărțim totul prin 2. Și o să rezulte că x plus 15 este egal cu y. 15 grade. Egal cu y. Da. Da. Pe de altă parte, 2x plus 30 este egal cu 2. Nu, Daria. 2 x plus y fac 62 de grade. Da. Păi dacă știu că Y e X plus 15, eu locuiesc în a doua, nu-i dar bine? 15 da. Egal cu 62. Deci, exact. Și prin loc de Y pur să punem X plus 15 și apare. Și spunem 15 și 2X este egal cu X plus X plus 15. Vorbește, vorbește la mă. 62 de grade. 2X egal cu 62 minus 15. Nu, 62 47. Așa, 47, da? Da. 47 de grade. De unde da. X va fi egal cu? Noi suntem și în minute să lucrăm. Împărțim la 2. Da. X egal cu 47 împărțit la 2. Intră de 2 ori. Da. 23, ba da, dă cu minute, Italia. 23 de minute. 7. 30 minute. 30. Da, voi ne ați împădit. Da? 23 de minute. Ăsta este X-ul. Iar Y-ul, că tot s-a putea să avem și nevoie de el. Cât va fi Y-ul? Va fi... Stați. Avem relația, da. Acum mă gândeam. 38 și 30 de minute. A, tu ai și adunat. Da, 38 și 30 de minute. X plus 38, da. 38 de grade. Y-ul? Și 30 de da. Nu-i bine? Păi uite, Y egal cu X plus 15, Daria. Uite la relație. Știu. Și da. X-ul cum e 23 de grade și 30 minute, plus 15, 38 și 30 minute. Că la asta mi-ar trebui să fiu de 30 mai mare. Cu 30 mai mare. Păi dar nu tot? Tot? David, tot. Atenție! Ah. Tot ăsta. Tot? Nu jumătate, nu jumătate. Deocamdată, da. Deci noi am aflat X pe Y. Dacă vrei acum să aflăm... Dar noi așa și trebuie să aflăm măsura lui AOB. A, O, B. Păi A, O, B o să fie 27. Deci măsura lui A, O, B. 2X a scris. 2 ori X și egal cu... 27. 27. Cum 27, Dante? Păi 2... X-ul e 23. 47. 47. 47. 47 de grade. Iar măsura... Dar ăsta mă aștept să fie cu 30 mai mare, domn profesor. 77 mă aștept să iasă. Eu nu știu. Vedem acum dacă am lucrat cu ele. B-O... Ce? Ce? Egal cu 2Y. Y. Și egal cu 38 și cu 38. 77. Ați lucrat corect? Da. Deci este 77 de grade. Deci ori dublăm aici, o strinim corpul cu 30. La aceeași lucru ajungem. Corect. Am face cele două măsuri. Mai vedem ce MOC mi s-a cerut, da? Nu, mi s-a cerut AOB și BOC. Da, și MOC. Da, da, ce mai desen. Avem desen după figură da, și după aceea da. Mai avem MOC. Haideți să mai vedem încă o dată. Ce a fost aici important? Știi, să știi că trebuie să împarți acolo prin 2, că să scrie că 2x plus 2y este egal cu... Nu, 2... Deci, X important a fost 3. Să redactăm vedem, corect, să redactăm așa, corect și înseamnă bisectoare, tot ce înseamnă. Și dacă mătează cu X, X, Y, Y, te ajută fantastic. Foarte rapid.
Deci, în clipa în care, apropo de măsură, X și Y, s-a văzut acolo, avem o primă relație cu X plus Y, fac 62. Exact. Mai avem cu 2X plus 3, deci egal cu 2Y, foarte important. Și aici, repede, vedem 2X plus 30. Da, e relația de aici tradusă. Da. Da, 2X plus 30 egal cu 2Y. Și iată-ne că felul ăsta a dus problema destul de bine. Desenul. Să facem desenul conform acestor măsuri. Măsuri? Simpel. Păi măsura de AOB 47. Îl am de ce AOB de ăsta 77 și... AOB de 47. Hai să zic, vorbesc cu AOB, dar nu? A cu O, B. Îl luat de 47. Cu raportorul, fac aceste lucruri, desenul exact. Da, 5 puncte, dacă fac desenul. Așa. Adică am vrut să vadă, dacă știm să măsurăm. Exact. Deci AOB. 5 puncte. A. 47 de... 45, 47. Iată, 47 de grade am pus. Dacă tu unghiul de 47 îl desenezi ca fiind un, să spunem, de 80 de grade, spune voi, ochiul anunță că nu este adevărat și te sancționează, nu-ți mai dă cele 5 puncte. Sigur că da. Deci nu mai obține cele 5 puncte. Și pe urmă, BOC, conform rezultatului, 77 de grade. Deci punem așa. Puneți pe OB, puneți B acolo. Da, B. B. Pe OB o fixăm și atunci mă, la 77, da? 70 de grade și iată cum am reușit în felul ăsta să obținem și pe... Cât? 77 de grade, ce o aici. Trebuie să se vadă. E mai mare decât celălalt. Normal. Dar actorul e făcut mai mic. Imediat te-a ajuns și te-a sancționat. Am un domn. Și la punctul G avem măsura lui M-O-C. Simpel. M-O-C. Cum îl face pe M-O-C? Păi 2Y plus X și știm că 2Y 77 plus 23 grade și 30 de deci M-O-C. M-O-C. Dar 2Y plus X, așa. M-O-C se compune de M-O-C. Din 62 de grade. Așa. Și 38 da. Plus 1Y, plus 30. Și uite-mă și pe Y acolo, cum vreți. Sau 76. M-O-C. M-O-C. Ai dictat. 100 de grade și 30 de minute. Nu vine, dar vreau să mă găsesc măsura lui. M-O-N. M-O-N, da, măsura lui. M-O-N. Plus 1Y. Plus Y, că nu l-am aflat pe Y, David. Așa. Plus, da. Ia spune că a zis așa, M-O-C, da, măsura lui N-O-C, chiar a indicat că n-am trecut. Da. Egal cu. Acum 62 de grade, plus 38 de minute, 38 de grade și 38 de grade și 30 de minute. Și este egal. Deci... 100 de grade și 30 de minute. 100 de grade și 30 de minute. Și cu asta problema a fost... Nimic, nou, redactarea, domn profesor. Foarte importantă redactarea. Pentru că dialogul îl faci cu profesorul prin ceea ce scrie acolo. Da. Cu corectorul, indiferent cine este ăla. Prin ceea ce ai scris, el asta urmărește. Ai pus în pagină ce trebuie, înseamnă pentru el că ai înțeles și teoria. Sigur. Visătoarea, ce face, în parte, cum scrie asta, cum asta. Da. Dacă tu ai niște frânturi pus acolo, nu are ce. Are motiv să spun, nu am înțeles. Exact. Ești pregătit, David? Da. Hai, lasă chendama, dar cum? Mai lucrăm una, hai. Triunghiurile AOB, BOC, COD și DOA în jurul punctului O. Nu-i doi. E doi. David. Dar cred că nu-s ușoare, de-aia am zis. Da, nu-s ușoare, dar facem. Dar îmi place asta. Deci avem în jurul punctului O, unghiurile AOB, deci în jurul punctului O, avem unghiurile AOB. Cum facem niște unghiuri foarte? Da, trebuie să scriem în ipoteze, Dari. AOB, BOC, COD, și de OA. Și de OA. Când în jurul punctului O, astfel încât unghiul AOC este congruent cu unghiul COD.
unghiul AOC este congruent cu unghiul COD. AOC COD. Okay. Așa. A, realizat un desen corespunzător. A, și mai avem așa. OA, bisectoarea unghiului BOD. OA. Bisectoarea unghiului BOD. Unghiului BOD. Și mai avem ceva, că BOC este un unghi drept. BOC. C, egal 90 de grade. Măsura. Da. Egal un pic, Daria. A, realizat un desen corespunzător. Desenul. Desenul. B, aflați măsurile celor patru unghiuri. AOB egal cu. Măsura lui AOB. Dar e scris așa. Egal cu cine? BOC egal cu cine? Lui COD, COD și lui DOA. Și la C? Și măsura lui? DOA. DOA. Și la C? Aflați măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AOB și COD. Deci, o să notăm cu OM și OM și atunci măsura unghiului M-O-M. OM. Bisectoarea unghiului AOB. Bis. OB. OEN al lui COD. Bisectoarea unghiului COD. Și atunci, să aflăm măsura unghiului MON. Atunci. Măsura unghiului. Măsura lui M. OEN egal cu cât? OEN. Egal cu cât? Egal cu cine? Pot să vă ajut la desen, doamnă profesor? Haideți, la ce plecăm? Păi. Pentru început, pot să plec pe... Deci, punem un punctom. Da. Și eu mă leg acum puțin de OA, bisectoarea lui BOD, de unde rezultă că BOC și COD e unul lângă altul. Adică sunt așa... Da, nu știu cum să vă... Eu aș ce să facem... Adică facem, facem un drept, un facem un 90 de grade. Corect. Ce vreau să vă spun? Haideți să încercăm să ne disciplinăm când unul încearcă să spună spune ceva, ceva să-l urmărim până la capăt. Părerea ei a fost să începem cu OA bisectoare. Bun. Dacă OA e bisectoarea lui BOD, BOD... Înseamnă că îl împarte în două, pe BOD. Pe BOD? Da. Ce vreau să-mi dea OA, nu? Deci, OA, ai spus așa, da, 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 OA. OA e bisectoarea. Unghiurile sunt în ordine așa, AOB, BOC, deci AOB, BOC, COD și DOA se închide, da? Da. Și dacă OA e bisectoarea lui BOD, BOD... Înseamnă că BO și OD e de-o parte și de alta lui OA. Așa trebuie să înțelegi. Da. Numai așa în parte un ghiul păi da. Deci O, B, O, B. O, B și O, D. Aici. Și O, D în partea cealaltă, da? Da. Și X, X atunci. Atunci O, A, e bisectoarea unghiului B, O, D. X, X, dacă da? Vreți. Și dacă, cum ne-am obișnuit, X și X. Bun. Da, spune că măsura lui BOC 90 de grade. Și eu trebuie să fie încolo. Dar de ce? Adică nu trebuie să fie înainte de tot. B, B, O, C. Dar aceea C, O, D. De ce? O punem în partea asta, nu unde ești, dar nu. B, O, C. Urmărește. Dar nu, pentru mama, B, O, D este format din B, O, C și C, O, D. B, O, C. Deci, ca ordine am așa, A, O, B, B, O, C. Literele cum da. Sunt A, O, B. Uite, A, O, B. A, O, B. La figura B, O, C. C. Și C, O, D, D, O, A și mă corect. Da, da, C, O aparține lui B, O, D. Unde scrie? Mama, dacă B, O, D este format din B, O, C și C, O, D.